ziua din nou. Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, iată-ne la un nou eveniment marca Herald, la standul editurii Herald. Astăzi, duminică, în ultima zi de târg Gaudeamus, vom povesti despre relații, despre relațiile de cuplu, în cadrul evenimentului Cum învățăm să relaționăm în cuplu. Lansarea cărților Ghidul căsniciei de Harriet Lerner și Abilități de relaționare în cuplu de Matthew McKay, Patrick Fanning și Kim Pallett. Invitații noștri de astăzi, Gina Enache, psiholog, psihoterapeut la Mind Education Health și Școala pentru Cuplu, Irina Calomir, psiholog clinician, psiholog la Școala pentru Cuplu, expert wellbeing, deci expert în starea de bine, Andrei Vulpescu, blogger, scriitor, jurnalist. Înainte de a începe șirul de întrebări și răspunsuri pe tema subiectului din această după-amiază, să povestim sau să vorbim puțin despre ce înseamnă colecția Pas în Doi. Cele două titluri, cele două cărți au apărut în această colecție, în colecția Pas în Doi a editurii Herald. Colecție în care, bineînțeles, au mai apărut și alte cărți, precum Acționează cu dragoste, de Russ Harris, Stan Tatkin, Configurați pentru iubire, Michael Bader, Sexualitatea masculină, Geografia intimă a femeii, Natalie Dangier, o celebră jurnalistă, de asemenea Harvey Hendrix și Helen Hunt, Dăruiește iubirea care vindecă. Cum să ne simțim bine împreună, de David Burns. Iată câteva titluri din colecția Pas în Doi, așa cum vă spuneam. Cărțile despre care vom vorbi astăzi, Ghidul căsniciei și Abilități de relaționare în cuplu. Pentru că adevărata intimitate se construiește pe îndelete și depășește limitele eroticului, cărțile din colecția Pas în Doi propun diverse abordări ale cuplului, ale bărbatului și femeii, din perspectiva unor discipline multiple, și anume istoria culturală, neurobiologia, psihologia, istoria, antropologia. Miza colecției Pas în Doi este să vină în întâmpinarea celor care își doresc să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și care urmăresc să aibă o legătură emoțională și psihică mai profundă cu partenerul lor. O înțelegere cât mai cuprinzătoare a celuilalt și a mecanismelor care stau la baza unui trai în doi împlinit este calea către construirea unei relații de cuplu armonioase care permit atât conviețuirea cât și autonomia celor două personalități. Și bineînțeles că vom vorbi despre ceea ce înseamnă fiecare personalitate în parte, eu, tu și ce înseamnă noi. Prima întrebare pentru Gina Enache. Crezi că este potrivit ca o relație de cuplu sau o căsnicie să se conducă după anumite reguli, așa cum propune Harriet Lerner în Ghidul căsniciei, și dacă da, de ce? Merge. Dar. Bună ziua! În primul rând, mulțumesc, Sorin, că m-ai invitat aici. Mă bucur să văd că există din ce în ce mai mulți oameni preocupați de relațiile de cuplu, să se cunoască pe ei înșiși și să găsească soluții pentru a-și îmbunătăți relațiile. Legat de întrebarea despre regulile propuse de Harriet Lerner, da, cred că este important să propunem niște reguli pe care să le urmăm în cuplu, pentru că altfel relația va fi condusă de regulile nespuse ale fiecăruia. Fiecare are niște concluzii pe care le-a tras, niște interpretări pe care le duce cu sine din experiențele pe care le-a avut de-a lungul timpului, și atunci dacă nu le expunem în cuplu,
să le cunoască și celălalt și să găsim cumva o relație de compromis, adică să găsim un mod comun de a face lucrurile, o să ne ghidăm după ele într-un mod inconștient. Adică așa. Crezi că e corect să spunem că aceste reguli între cei doi parteneri, care includ de altfel și stabilirea unor granițe și ne va vorbi puțin mai târziu Andrei, a unor limite care țin de respectul față de cea de la bun începutul relației. Crezi că asta ar însemna un soi de igienă a relației de cuplu? Da, în mod clar este vorba de o igienă a relației de cuplu și este important să punem aceste granițe, limite despre care vorbești, într-un mod cât mai transparent, cât mai direct, cât mai asertiv și cu grijă față de partenerul nostru. Cu grijă față de relație, de fapt, ca să putem să îi permitem relației să crească, să avem o relație sănătoasă și frumoasă. Armonioasă. Irina, de ce este nevoie să învățăm despre relații? Nu ar fi normal, firesc, să curgă totul de la sine? Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur și eu ca și Gina că sunteți aici în număr cât mai mare și vă recomandăm aceste două cărți. Acum, despre faptul că iubirea vine de la sine, cred că e una dintre prejudecățile sau concepțiile pe care noi le avem și cred că este cea care ne face cel mai mult rău, de fapt, în relații. Într-adevăr, în prima parte a relației, nu știu, undeva de la 2 luni la 2 ani, când suntem inundați de hormoni, totul vine de la sine și lucrurile se întâmplă foarte natural și firesc și e ca și cum nu trebuie să depunem niciun efort pentru celălalt. E bine, după perioada asta, iubirea este de fapt o alegere și o acțiune conștientă. Avem nevoie să învățăm că lucrurile nu vin de la sine și, nu știu, să folosim instrumentele pe care le avem la îndemână, să citim cărți, poate să cerem ajutor în psihoterapie, oricum să ne informăm despre modul în care o relație funcționează, de fapt. Pentru că nu vine de la sine și așa cum învățăm despre toate lucrurile din jurul nostru, ne ajută la fel să învățăm și despre relație, ca să avem o viață mai bună, de fapt. Mulțumesc, Irina. Andrei, pentru că tu cu siguranță, urmărindu-ți și promovându-ți articolele, postările, cu siguranță vei spune că o relație nu are cum să meargă de la sine și pentru o relație trebuie să muncim. Dar are cum să treacă de la sine. Exact. Singurul lucru de la sine este că trece și se duce, se sparge. Referitor la capitolul 2, abilități avansate din cartea Abilități de relaționare în cuplu, ce înseamnă o comunicare clară, concisă, fără interpretări și animozități? Păi, în primul rând, trebuie să începem cu primul capitol, cu menține o atmosferă plăcută. Și acolo mi-a plăcut că începe cu asta, respectă-ți diferențele, sau respectați diferențele, nu contează. Ideea este să conștientizezi faptul că nu sunteți la fel. Și în general se spune că ți-ai găsit sufletul pereche, vă potriviți în toate, simțiți că noi... nu e așa. Oricât de multe apropiere ar fi, există diferențe și dacă nu ești capabil să respecti diferențele alea, ele la un moment dat vor crește și se vor manifesta în tot felul de lucruri. Frustrări care vor duce în nervozitate, poate și în violență, de ce nu? Unii se refugiază și în alcool din cauza asta și în droguri și așa mai departe. Așa că eu cred că trebuie să începem cu asta. După aia, la comunicare, trebuie să învățăm să spunem ceea ce vrem. Noi nu spunem ceea ce vrem. Spre exemplu, o femeie când îți spune că vrea să bei mai puțin, da, e de fapt asta intenționează, știi? Să spună, mă deranjează faptul că bei. Și atunci tu spui, ok, dar n-am băut decât 2 beri azi. Ea nu a vrut asta. Și ea se enervează, țipă la tine și tu spui, da, am băut mai puțin. Deci, tu ai știut să livrezi mesajul, știi? Dar ea n-a știut să-ți transmită ție mesajul. Sau, de exemplu, îți spune, mă deranjează faptul că te duci la fotbal cu băieții. Nu vreau să te mai duci la fotbal cu băieții. Nu
nicio problemă. El se duce, nu știu, și își găsește o altă activitate care îi mănâncă la fel de mult timp. De ce? Pentru că ea n-a spus, am nevoie să petreci mai mult timp cu mine. De fapt, mesajul ăla era, vreau să stai mai mult timp cu mine, mă simt neglijată, nu e ok. Da? El a zis, da, nu mai vreau să mă duc cu băieții la fotbal, nicio problemă, mă duc la bere. Ea n-a specificat, n-a spus. Și atunci trebuie să spunem foarte clar ceea ce vrem. Mai e chestia asta, am văzut la cineva mai de mult, apropo de comunicare, povestea asta cu vreau să mă iubești. Dacă întreb pe cineva când, s-a terminat relația. Repede. De aici s-a transformat într-un imens tsunami, știi? Dar întrebarea este cât se poate de justificat. Dar sigur vrei acum să știi dacă eu te iubesc, că poate am treabă și nu te iubesc. Okay? Asta e foarte interesant, că noi avem senzația că o iubim așa by default, chiar și când avem treabă. Bă, dacă când ai treabă, nu te mai gândești la iubire, că ai treabă. Știi? Dacă te întreabă cineva, băi, iubești acum? Bă, știi, am un task urgent, dar îți răspund peste vreo 20 de minute când termin, când pot să mă gândesc la asta, pentru că nu am timp să fac nici măcar acel switch tasking, că multitasking nu există, apropo, nu vă mai amăgiți, că nu se poate. Apropo, nici măcar la el. Apropo de ceea ce a spus Andrei referitor la o comunicare foarte clară și concisă, gândul mă duce la o altă carte din colecția Pasă 2 a editurii Herald, Primește iubirea pe care ți-o dorești, în care cei doi soți, Harvey Hendricks și Helen Hunt, vorbesc despre terapia Imago, oglindire, validare, acceptare, să-l întrebi pe partener, să te uiți în ochii lui, să salvești un contact vizual și să reproduci în tocmai mesajul pe care el ți l-a furnizat. Asta ar fi situația ideală. Să spunem despre cei doi, cei patru, că trei au scris cartea Abilități de relaționare în cuplu și Harriet Lerner, Ghidul căsniciei. Harriet Lerner este unul dintre cei mai apreciați și mai respectați experți în relațiile de cuplu din Statele Unite, fiind renumită în domeniul psihologiei feminine și relațiile lor de familie. A scris foarte multe, foarte multe cărți de succes, bestseller, ale căror vânzări totale depășesc peste 5 milioane de exemplare. Timp de peste două decenii a fost psiholog la clinica Menninger din Topeka, statul Kansas, și membru al școlii de psihiatrie Carl Menninger. Deci se pare că sunt specialiști, somități în domeniul relațiilor de cuplu. Iată de ce aceste cărți sunt foarte utile și invitații noștri de altfel ne vor spune acest lucru. Gina, capitole din cartea Ghidul căsniciei, precum Menține o atmosferă plăcută, capitol invocat mai devreme de Andrei, reduc criticile, luptă cinstit sau uită de sexul normal, sunt ingredientele unei rețete de succes pentru o relație de cuplu sănătoasă? Răspunsul scurt este da. Harriet Lerner explică mult mai în detaliu asta în capitolele respective. Sună foarte frumos așa pe scurt, să reduci criticile, să uiți de sexul normal. Într-adevăr, însă, necesită mult efort toate lucrurile astea și de asta e important să parcurgem fiecare capitol cu atenție, pentru că acolo Harriet Lerner oferă soluții mult mai amănunțite prin care oamenii pot să se uite și la ei, să vadă cu ce contribuie și ei la conflictele pe care le au și apoi cum pot să le reducă efectiv. Păi ușor să spui, reduc criticile, dar cum faci asta? Că mie așa îmi vine să te atac, îmi vine să ți reproșești ceva, cum fac să îmi înfrânez această tendință? Și atunci prin parcurgerea acestor capitole o să fie mult mai ușor să învețe fiecare cum să facă asta. Irina, care nevoi crezi că primează într-o relație de cuplu, în cadrul unei relații de cuplu? Ale noastre, când mă refer ale noastre, ale fiecăruia în parte, ale noastre, ale partenerului, sau ambele în egală măsură? Și cum facem noi să le armonizăm pe ambele? Și nevoile mele și nevoile tale. Ok, ca să fie
Deci o relație sănătoasă pe termen lung, care să aducă satisfacție ambilor parteneri, e formată din doi adulți maturi care știu în primul rând care le sunt nevoile, știu să le exprime, cum spunea și Andrei mai devreme, și au grijă să le satisfacă și în afara relației. Adică, în primul rând, să aibă în minte ideea asta că partenerul nu o să poată niciodată să satisfacă 100% nevoile noastre, asta este clar. Și avem nevoie să știm care sunt nevoile și să facem asta și în afara relației. Și apoi, dacă ne gândim la nevoi comune, cred că ne ajută foarte mult ideea de a percepe o relație ca un spațiu care există între doi oameni. Cumva mediul dintre noi. Cum vrem noi să fie mediul ăsta dintre noi? Și dacă vrem ca mediul să fie un mediu sigur, avem nevoie să punem relația, să considerăm că relația e prioritară. Adică tot timpul să ne întrebăm ce ar fi mai bine pentru relația noastră în acest moment. Cam așa aș răspunde eu. Am auzit și s-ar putea ca și publicul cititor să fie interesat de acest aspect. Am auzit de o inițiativă a voastră, Școala pentru Cuplu. Mărturisesc că în urmă cu vreo chiar mai mult, o lună de zile aproximativ, într-o sâmbătă, când am fost la un astfel de curs ținut de colega și prietena voastră, Domnica Petrovai, mergând la cursul ei, am primit un mesaj pe Facebook de la Andrei Vulpescu, care îmi spunea ce e aia Școala pentru Cuplu. Hai să vedem ce este Școala pentru Cuplu, ce este acest proiect? Să răspund eu întâi și apoi o să răspundă și Gina. Școala pentru Cuplu este o inițiativă a clinicii Mind Education Health și anume a Domnicăi Petrovai, care își dorește să le ofere cuplurilor un ajutor și un instrument prin care ei să-și construiască o viață mai frumoasă. Mai exact, e un program de 3 luni de zile în care cuplurile participă la workshop-uri de psihoeducație și la terapie pentru cuplu. Acesta este programul lung și în timp construim și programe și workshop-uri one shot, să spunem. Eu o să răspund mai mult la întrebarea de ce am venit cu inițiativa asta Școlii pentru Cuplu, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, am observat că oamenii sunt din ce în ce mai preocupați să se cunoască mai bine pe ei și să găsească modalități prin care pot avea relații sănătoase și atunci venim cumva în întâmpinarea lor în demersul ăsta. Și vrem să oferim sprijin, spunea și Irina, niște instrumente prin care oamenii se poată să-și creeze niște relații armonioase. Și pentru asta organizăm ateliere, o să organizăm și prima conferință în ianuarie și vă invităm și la terapie de cuplu. La care editura Herald va fi partenera la acestor conferințe susținute de Domnica Petrovai și la acest proiect Școala pentru Cuplu. Aș vrea să-l întreb pe Andrei în subcapitolul negocierea, de fapt, subcapitolul negocierea din carte, mă gândeam că ar putea să stârnească puțină nedumerire în rândul cititorilor. Poate unii cititori s-ar putea întreba ce caută negocierea într-o relație de cuplu și cât de important este să stabilim, să spunem, tot un soi de reguli, de conduită într-o relație de cuplu, de igienă, ce înseamnă negocierea într-o relație de cuplu. Păi negocierea intră în cuplu dinainte să vorbeze cuplu. Atracția este o negociere. Pe toate palierele. De la comunicare, la simțuri, la erotism, la tot ce vrei tu. Este o negociere. Eu vin cu armata mea, tu vii cu armata ta. Ce facem cu asta? Le batem sau facem, o punem de petrecere? Și așa se formează cuplul. Pe negociere, până la coadă. Trecând peste dorințe și nevoi, care și alea vin la masa negocierii. Aia pe parcurs se negociază absolut tot. Din păcate, oamenii cumva au senzația că gata, dacă am format cuplul, nu mai avem nevoie să negociem altceva. Greșit. Adaptarea și ajustarea sunt două elemente de bază pentru funcționarea unui cuplu. Adaptare ce înseamnă? Adaptare la nou, pentru că nou apare. Deja, să presupunem, nu, uite, un caz simplu, rapid. Doi tineri se văd, se plac,
decid ei că formează un cuplu, se mută împreună. Deja cuplul lor are responsabilități în plus față de pasul numărul 1. După aia, în momentul în care, să zicem, nu știu, unul dintre ei rămâne fără job, se poate întâmpla, trăim în vremurile astea, da? Se dezechilibrează lucrurile și de asta se spune că circumstanțele schimbă nevoile. E, în momentul în care se schimbă aceste circumstanțe, tu trebuie să fii capabil să negociezi, să ajustezi, să adaptezi rapid. Pentru că nu mai sunt lucrurile așa cum erau. Știi? Asta este foarte... Și asta se numește flexibilitate psihologică până la urmă. Și e necesară. Dacă ești rigid, nu o să reușești. Apropo de exemplu pe care l-ai dat tu, este o dovadă de maturitate emoțională și de inteligență emoțională, aș putea spune, ca celălalt partener să înțeleagă faptul că tu ai rămas fără job pentru o perioadă scurtă de timp și că tu de altfel faci toate eforturile ca să-ți găsești un job. Adică să nu vină din start, în momentul în care ți-ai pierdut jobul, tu ești deja terminat că ți-ai pierdut jobul, mai vine și partenerul cu acele critici. Ceea ce se întâmplă cel mai des. Și nu numai din partea partenerului, și din partea familiei, și din partea prietenilor, și din partea tuturor. Și tu te trezești dintr-o situație, să-i spunem cu ghilimele de porc, într-un dezastru. Pentru că nimeni nu te susține, de fapt. Știi? Și atunci tu poți să îți cauți în alte, părți susținerea. Și se întâmplă. Și uite, așa putem să ajungem la infidelitate și așa mai departe. Așa se dărâmă familiile. Cele mai multe. Pentru că există tentația asta de a te răzbuna pe celălalt, știi? Să-l faci să sufere. Mai ții minte când mi-ai zis tu chestia aia? Uite, te-am prins un offside acum. It's my turn. Știi? Dar nu despre asta e vorba. Omul, în momentul în care este într-un impas, într-o situație de-asta grea, trebuie să primească suportul celor din jur. Și cine e persoana principală în povestea asta? Partenerul. Ori dacă partenerul nu e acolo, nu știu ce să zic. Lucrurile astea se țin minte, de obicei. Întotdeauna. Apropo de ce ai zis tu, și pot să completez, mă gândesc că aceste critici pe care tu le aduci partenerului într-un moment total nepotrivit, până la urmă arată și nivelul tău de frustrare sau mai degrabă spus de intoleranță în cadrul cuplului. Adică te gândești că de fapt tu ești cel care ai niște probleme și, cum spuneai tu, te răspuni. De fapt, ar trebui să faci pace întâi cu tine și să-l ajuți pe partener. Dar să știi că dacă faci chestia asta, nu realizezi faptul că îi transmiți partenerului un lucru care poate dinamita relația. Nu-l respecti. Și partenerul care va fi în criză, partenerul care va fi cumva în gaură, cum se spune, așa, el va percepe mesajul ăsta ca lipsă de respect. Și prima întrebare va fi, ce mai caut eu în relația asta? Sau ce caut eu în relația asta? Că dacă pui și mai, deja te gândești de ceva vreme. Știi? Aia e prima chestie. Opa, asta e așa, că am fost bun, am fost senzațional, cât că am avut loc de muncă, spre exemplu, dar acum, uite, am o criză și iată ce se întâmplă. Asta e respect. Toate lucrurile astea se derulează, chiar dacă nu sunt exprimate. Abilități de relaționare în cuplu, valoarea volumului este dată de faptul că pune accent pe acțiune și pe schimbări comportamentale mai degrabă decât pe teorie. Puteți alege să citiți capitolele cele mai relevante pentru relația dumneavoastră și să vă îmbunătățiți acele abilități de comunicare și relaționare de care considerați că aveți cel mai mult nevoie. Cartea de față reprezintă un instrument excelent și binevenit pentru îmbunătățirea relației de cuplu. Irina, următoarea întrebare. Ne plângem foarte mult de lipsa comunicării și a unei comunicări clare, concise, fără echivoc, fără ambiguități în relația de cuplu. Ce înseamnă să comunici eficient și corect și să ai abilități de relaționare în cuplu, referitor la cartea Abilități de relaționare? Cum spuneai și tu, în această carte autorii explică foarte clar cu sfaturi practice cam ce ar trebui să facem ca să învățăm să comunicăm și să relaționăm bine în cuplu. Dar dincolo de asta, înainte de abilități de relaționare, eu m-aș uita mai degrabă la vulnerabilitățile noastre. Vulnerabilitățile sunt cele care, de fapt, determină contextul în care noi ne raportăm la celălalt.
sunt de fapt ochelarii prin care noi vedem lumea. Și ca să-ți dau un exemplu, dacă eu am o vulnerabilitate de abandon, atunci o să fiu mereu hipervigilent la comportamentul partenerului și modul în care eu o să mă raportez la el o să fie prin această pălărie. Deci cumva am nevoie să înțeleg care sunt butoanele care mă activează pe mine în relație cu celălalt. Pentru că, de fapt, identificând toate vulnerabilitățile, putem să fim... Să știm cum vedem noi lumea, care sunt regulile prin care noi percepem lumea, cum zicea și Gina mai devreme, și putem să devenim mai prezenți și să-l vedem pe celălalt așa cum este el. Să negociem cumva diferențele dintre noi. Și dacă ar mai fi să spun un lucru, separat de a fi conștient de vulnerabilitățile tale, ar fi ideea asta de a nu mai fi critic, adică de a nu mai respinge pe partener prin critică, pentru că critica este unul dintre lucrurile pe care noi le facem cel mai des într-o relație de cuplu, atunci când nu ne simțim în siguranță. Și chiar Harriet Lerner spunea în carte că nu poți să reziști într-o relație în care ești mai degrabă judecat decât acceptat. Și cumva să avem în minte ideea asta, să ne oprim din a face rău, să ne oprim din a critica, pentru că în momentul în care simt nevoia să critic, înseamnă că e un semn despre ceva din mine, adică eu nu mă simt în siguranță și nesimțindu-mă în siguranță vreau să-l atac pe celălalt. Să mă opresc și să mă uit puțin la ce se întâmplă în relația noastră. Nerezolvarea vulnerabilităților, cum spuneai tu, a slăbiciunilor până la urmă, să zicem, conduc la un soi de dezechilibru în relația de cuplu, în sensul că celălalt partener simte slăbiciunile, simte vulnerabilitățile tale, simte că ție ți-e teamă să nu cumva să fii părăsită de partener și atunci tocmai lucrul ăsta să ducă spre un deznodământ mai puțin fericit. Întotdeauna, pentru că relația e mediul în care noi doi ne comportăm. Dacă eu îl tratez pe partenerul meu cu lipsă de încredere, pentru că eu cred că el mai devreme sau mai târziu mă va părăsi, atunci el nu se simte în siguranță. Când nu se simte în siguranță, va reacționa și el ca atare. Ori mă va critica, nu știu, ori va ieși din relație, emoțional sau fizic. Adică în relația noastră se vor întâmpla lucruri pentru că noi acționăm după niște tipare inconștiente. Și asta ne ajută cumva să ne dăm seama cum funcționăm noi, cum am învățat noi de la părinți, de la relațiile pe care le-am avut, cum percepem lumea și cum am putea să flexibilizăm judecățile astea astfel încât să avem o relație mai bună și mai conștientă, de fapt. Andrei, ar trebui, pentru că mi-a ridicat mingea la fileu Irina, ar trebui să renunțăm la niște pattern-uri învechite pe care poate le-am moștenit într-un fel sau altul de la părinții noștri, văzând ce se întâmplă în relațiile lor de cuplu, familiile din care noi provenim. Și ar trebui, practic, să cultivăm cumva de la zero alt gen de relații mult mai deschise, mai să fim și noi și partenerii noștri open mind. Băi, ca să poți să schimbi ceva, trebuie să conștientizezi faptul că există. Și, în principiu, oamenii nu prea își dau seama de chestia asta. Nu le spune nimeni. Gândește-te că sistemul de educație nu te învață absolut nimic. Deci tu, practic, faci 12 ani de școală în care nu înveți absolut nimic despre relaționare. N-ai. Nu înveți despre comunicare, nu înveți despre iubire, nu înveți despre familie, nu înveți nimic. N-ai treabă cu așa. Dar între timp tu treci prin adolescență, tu ajungi aproape de vârsta asta, de după adolescență, știi, când deja ai decizii, te gândești ce fac cu viața mea, o carieră, o familie, un copil, dar tu nu știi nimic, e zero. Singurele lucruri pe care tu le știi sunt lucrurile pe care le-ai văzut acasă sau în jurul casei tale, la, nu știu, rude și așa mai departe, de vecini, da? N-aș spune că vezi neapărat cele mai bune exemple, pentru că dacă ne uităm la statistici și ne gândim ce se vorbea pe vremea copilăriei noastre despre cuplu, sex și așa mai departe, o să vedem că e zero. Deci nu existau lucrurile astea. Ceea ce vorbim noi acum 28-30 de ani și mai mult de 30 de ani, nu exista. Pur și simplu, nu. Erau chestii tabu, nu se vorbește despre așa ceva. Și atunci, normal că încet, încet, fiecare om trebuie să încerce să își identifice pattern-urile astea. Pentru că ele se schimbă. Nu se schimbă ușor. E mult de muncă. Dar până la urmă, ce vrei? E alegerea ta. Nu poate nimeni să ți le schimbe. Vrei să te transformi într-un om bun? Asta nu înseamnă neapărat un bun muncitor. E un om bun. Așa? Sau vrei să rămâi așa cum ești tu?
fiecare completează linia punctată când dorește. Știi? Nu, schimbarea se poate. Vorbeam, uite, de exemplu, dacă îți faci un simplu test de stil de atașament, la începutul unui drum și după aia îl faci o dată la an, o să-ți dai seama cât de tare s-au schimbat lucrurile. Cu cât înveți mai mult, cu atât te dezvolți, cu cât te dezvolți mai mult, cu atât îți dai seama că unde erai cumva între evitant și sigur, că se poate să fii undeva pe la ele, pe acolo. Știi? Bine, în funcție de conjunctură se mai schimbă un pic rapoartele. Poți să-ți dai seama că după 2-3 ani de studiu ajungi direct în sigur. Nu mai ai nimic evitant acolo. De ce? Pentru că ai învățat foarte mult. Ai lucrat cu tine. Zilnic, unii. Asta e muncă zilnică, știi? Noi ne place să mergem la muncă, e totul foarte frumos, deși mă îndoiesc că tuturor le place munca lor, da? Asta se vede pe fețele lor când pleacă la muncă dimineața. De ce să nu-ți placă chestia asta? Până la urmă o faci pentru tine. Și munca e pentru tine, chiar dacă nu-ți place și aici ar trebui să discutăm separat, așa? Dar asta este pentru tine. Și e obligatoriu. Dacă vrei să fii fericit. Cineva scria mai devreme, dar mai există fericire? Și am răspuns, da, a dispărut vreodată, adică există, dacă vrei. Dacă nu vrei, stai. O să dai cu grică cât vrei pe viața ta, dar nu o să-ți facă nimeni statuie. Deci iată că, cu siguranță, așa cum am spus la începutul discuției noastre, că avem nevoie sau putem privi relația de cuplu sănătoasă, armonioasă, ca un soi de igienă, adică așa cum ne spălăm și avem grijă de trupul nostru, la fel trebuie să avem trebuie să avem grijă și de sănătatea relației noastre. Iată cât de importantă este educația în viața de cuplu, în relația de cuplu. Doar puțin aș vrea să mai povestesc despre ghidul căsniciei înaintea ultimei întrebări. Ghidul căsniciei de Harriet Lerner, Îndrumări pentru cei căsătoriți sau aflați într-o relație, este o carte optimistă și revelatoare, o sursă binevenită de răspunsuri și de speranță, nu doar pentru cei căsătoriți. Autoarea sintetizează mai mult de 100 de reguli care abordează toate punctele sensibile ale relațiilor de cuplu de lungă durată. Veți învăța soluții noi, atât pentru problemele vechi, parteneri distanți care nu comunică, o viață sexuală care și-a pierdut strălucirea de la începutul relației, deci și-a pierdut pasiunea, cât și pentru problemele moderne, cum ar fi raportul prea strâns cu tehnologia în cazul unuia dintre parteneri. Deci atât de important este educația în relația de cuplu. Și acum Andrei, după care revenim, am să spun de ce, Andrei, după care revenim la Irina și la Gina, fiecare cu ultima întrebare. De ce sunt utile cele două cărți noi din colecția Pas în 2 a editurii Herald? De ce sunt utile și ce ar găsi util pentru viața lor de cuplu, pentru relația lor cititorii? Cred că îți oferă niște tool-uri pentru anumite chestii. Nu e obligatoriu să ai probleme ca să citești cărți de genul ăsta. Și asta iar e o greșeală de abordare a vieții, știi? N-am nicio problemă, sunt fericită în relația mea și eu nu trebuie să citesc texte despre relații. Ghici ce? Eu te aștept, n-am nicio problemă. Blogul meu nu pleacă de acolo, sigur o să vin apoi. Mai devreme sau mai târziu și vin. Deci ai nevoie de tool-urile astea. Și ai nevoie de întotdeauna de informație interesantă, care în spate studii clinice sau nu, sau pur și simplu se bazează pe experiența personală a autorilor în terapiile pe care le fac. Întotdeauna e o nouă abordare, este o ușă deschisă, știi? Spre dezvoltarea ta. Așa că eu așa cu lucrurile. Nu stai doar într-un singur autor sau nu stai doar într-o singură zonă. Te duci și te deschizi cât mai mult ca să înțelegi cât mai bine viața. Știi că viața nu înseamnă doar 3-4 cărți sau hai să citim pe Osho și o să stăm zen în fața blocului sub un copac. Nu merge așa. Știi? Cel mai frumos e să poți să mergi pe stradă prin toată nebunia asta și tu să fii foarte ok cu tine. Știi? Aia înseamnă cu adevărat ceea ce trebuie. Asta cu hai să stăm în cap, nu. Asta nu o să meargă. Pentru că orașul ăsta îți dă în cap. Irina? Aceeași întrebare, nu? Aș începe spunând, sau continuând ce spunea Andrei, că de fapt cel mai bun moment de a face ceva pentru relația ta e în momentul în care ea merge foarte bine. Partea de prevenție.
Și aș mai spune faptul că atât din experiența personală cât și din experiența profesională de cabinet, lucrurile se pot schimba cu efort și energie. Dar important este să le luați așa treptat și să aveți încredere și răbdare și compasiune față de voi. Pentru că nu se schimbă peste noapte. Adică un mod în care eu am gândit 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, nu pot să-l schimb într-o lună. Dar pot să lucrez constant și, cum zicea și Andrei, să observ rezultatele mici pe care le am. Și se pot schimba lucrurile. Și cărțile astea sunt, într-adevăr, niște instrumente utile pentru că ne pot readuce în fața ochilor niște lucruri pe care poate că le-am uitat. Niște lucruri pe care, în momentul în care viața a venit și ne-a luat așa pe nepregătite cu tot felul de lucruri, uităm exact de relația cea mai importantă din viața noastră, relația cu partenerul, care ne dă cea mai multă energie ca să ne fie bine. Și atunci acolo trebuie să ne întoarcem și cărțile sunt de ajutor. Vorbea despre schimbare și chiar vedeam ceva la Robin și aroma dimineață și zicea, apropo de schimbări, că sunt trei etape. Scary, este începutul, messy, mijlocul și beautiful. Deci întotdeauna e așa. Știi? La început e frică de schimbare, la mijloc nu știi, ești nesigur, dar rezultatele întotdeauna te surprinzi și zici, wow, ce mișto. O să insist și eu pe faptul că prevenția este mult mai importantă decât intervenția, adică să nu așteptăm până în momentul în care ajungem într-o situație de criză, ca infidelitatea sau niște cercuri foarte, foarte intense, ca să începem să găsim soluții pentru bunătățirea relației, ci să începem să facem asta de dinainte. Și cum să facem asta cel mai bine? Prin a ne cunoaște pe noi. Și în cărțile, în ambele cărți, și de ce mi se par mie foarte valoroase ambele cărți, pentru că găsim și modalități prin care să ne analizăm puțin pe noi, adică să vedem ce tipare avem, ce tipare am construit noi de-a lungul timpului prin care vedem lumea, cum spunea și Irina mai devreme, sunt practic niște ochelari prin care noi privim realitatea. Realitatea obiectivă este foarte dificil să o cunoască cineva în totalitate și atunci fiecare dintre noi avem câte o bucățică de realitate. Și pe lângă înțelegerea asta pe care ne-o facilitează aceste două cărți, vine și partea de acțiune, adică ne oferă efectiv niște pași prin care putem să, odată ce ne înțelegem, putem să îmbunătățim relațiile pe care le avem. Și v-aș lăsa cu două lucruri importante. Odată, cum spunea și Irina mai devreme, să privim relația ca pe un organism viu, la care amândoi contribuim. Și este de ce e valoros să privim relația așa, pentru că în momentul în care ne gândim că facem un compromis pentru partener, ne creăm cumva și niște așteptări ca și partenerul să facă ceva înapoi pentru noi, să fie reciproc. Dar dacă privim lucrurile de perspectiva asta, că fac ceva pentru relație, fac ceva ca să îmbunătățesc relația, atunci nu se mai creează aceeași așteptare și mult mai ușor să crească și mult mai ușor ca și celălalt să vină și să contribuie și el în mod sănătos. Evident, nu este certitudine, dar este o probabilitate mai crescută. Și al doilea lucru, să avem răbdare cu noi și cu partenerul, pentru că așa cum ziceam, nu e foarte ușor să schimbăm niște lucruri pe care le ducem cu noi de ani de zile, de zeci de ani. E important să avem răbdare. Deci, iată, așa cum noi, ca parteneri, luați ca entități, să spunem, ca autonomii, ca personalități, suntem organisme vii și relația este un organism viu care se schimbă de la zi la zi. Așa cum citeam într-unul din articolele lui Andrei, cum noi ne schimbăm și e firesc să ne schimbăm, pentru că întrebarea, nu mai ești cel de care m-am îndrăgostit sau cel de care m-am îndrăgostit, ești tot în penie. Păi nu am cum să fiu. Nu am cum să fiu tot, nu am cum să fiu tot același sau tot aceeași, pentru că eu evoluez sau bine, pot să evoluez. Dar acum sunt într-un fel și peste 20 de ani, relația noastră fiind schimbătoare, dar în schimbare în sensul bun, eu e normal să fiu altul decât cel de acum 20 de ani, nu? Vorba de un proces al maturității emoționale. Deci iată cât de importante sunt lucrurile pe care invitații noștri le-au comunicat, ni le-au comunicat, ni le-au spus în această după-amiază. Citiți aceste cărți,
Rămânem cu mesajul de iubire, de bunătate, de compasiune, de empatie, de toleranță față de noi și față de parteneri, pentru a dezvolta o relație sănătoasă, o relație armonioasă. Le mulțumim invitaților noștri, Gina Enache, Irina Calomir de la Școala pentru Cuplu și bloggerului Andrei Vulpescu, că au fost alături de noi în această după-amiază de duminică la standul editurii Herald. În cadrul evenimentului Cum învățăm să relaționăm în cuplu, după cum ați observat, am prezentat cele două cărți noi, cele două cărți publicate în colecția Pas în 2 a editurii Herald, Ghidul căsniciei de Harriet Lerner și abilități de relaționare în cuplu de Matthew McKay, Patrick Fanning și Kim Palek. Noi vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă invităm, bineînțeles, la următorul eveniment pe care îl vom organiza tot aici, la standul editurii Herald, începând cu orele 16. Le mulțumim invitațiilor noștri.